Bine ai venit! Sunt Mona Lee și astăzi o să facem o călătorie șamanică pentru recuperarea sufletului. Vom începe această sesiune prin crearea spațiului sacru, ca apoi să călătorim în lumea de jos pentru a vindeca sinele rănit și pentru a anula jurămintele care au dus la suferință. Vom încheia această sesiune prin accesarea spațiului grației, locul în care găsim partea de suflet vindecată și gata să se întoarcă acasă. Vânturi puternice ale sudului, vă rugăm să veniți în fața noastră. Aduceți cu voi energiile apei, energii de vindecare, iubire, frumusețe și compasiune. Mare șarpe, luminează-ne cu spiralele tale de lumină. Învață-ne să ne lepădăm de trecut, la fel cum te lepezi tu de propria ta piele. Învață-ne calea renașterii și transformării pozitive. Vânturi puternice ale vestului, vă rugăm să veniți în fața noastră. Aduceți cu voi energiile pământului, energii de susținere, protecție, introspecție, întemeiere și rugăciune. Mamă Jaguar, protejează acest spațiu sacru. Învață-ne calea păcii, a curajului și a puterii interioare. Împrumută-ne din puterea și intuiția ta, astfel încât să urmăm cea mai bună cale în viață. Vânturi puternice ale nordului, vă rugăm să veniți în fața noastră. Aduceți cu voi energiile aerului, energii de înțelepciune, cunoaștere, comunicare și recunoștință. Colibrii, bunici și bunice, străbunilor, veniți să vă încălziți mâinile la focurile noastre. Vă respectăm pe voi înaintașii noștri și pe cei care veniți după noi, copiii copiilor noștri. Vânturi puternice ale estului, vă rugăm să veniți în fața noastră. Aduceți cu voi energii de foc, energii de transformare, iluminare, pasiune și creativitate. Mare vultur, condor, vino la noi, din locul în care soarele răsare. Ține-ne sub aripa ta, arată-ne munți la care îndrăznim doar să visăm și învață-ne să zburăm alături de Marele Spirit.
Mamă Pământ, te invocăm, te chemăm, te invocăm înaintea noastră. Aduc cu tine energii de vindecare, iubire, har, iertare, frumusețe, armonie, ordine și simetrie. Magia Pământului, vindecarea Pământului, iubirea maternă. Învață-ne să ne iubim așa cum ne iubești Tu și învață-ne să ne creăm viața în conformitate cu legile divine. Tată Soare, Bunica Lună și Marile Națiuni Stelare, Marele Spirit, Cel care ești cunoscut sub o mie de nume, și Tu, Cel care ești nenumit, îți mulțumim că ne-ai adus împreună și că ne-ai permis să cântăm cântecul vieții. Foarte bine. Acum deschideți corpul energetic de lumină din jurul tău, prin extinderea cea cristelare a sufletului. Poți face acest lucru prin unirea palmelor în poziția de rugăciune. Așadar, unește-ți palmele în poziția de rugăciune. Stând câteva momente în această stare. Și ridicându-le în aceeași poziție de împreunare, deasupra capului. Stând iar câteva momente, iar acum deschideți palmele spre lateral, așezându-ți brațele pe lângă corp. Foarte bine. E perfect așa. Dacă vrei, poți să închizi ochii în acest moment. Foarte bine, foarte bine, lăsând această lumină din chakra stelară a sufletului să curgă prin tine. Simțindu-te învăluit cu această lumină vindecătoare. Plină de înțelepciune. Iubire și protecție. Lăsând această lumină să fie absorbită de corpul tău. Puțin câte puțin. Cu fiecare respirație în parte. Foarte bine, foarte, foarte bine. Observăm felul în care aceasta strălucește prin fața ta, prin gâtul tău, prin piept, brațe, mâini și picioare. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Lăsând această lumină să se unească și mai mult
cu nucleul tău. Strălucim prin coloana vertebrală și unindu-se cu centrul inimii tale. Simțindu-te înfășurat într-o sferă de lumină iubitoare, liniștitoare și plină de înțelepciune. Această lumină care are puterea de a crea un strat de protecție în jurul tău, care să-ți permită să vezi totul în jur. Prin această lumină relaxantă și vindecătoare. Foarte bine. Foarte, foarte bine, e perfect, așa. Starea adâncă de liniște și pace. E perfect, așa. Foarte bine. Simțind sau imaginând cum corpul tău devine luminos. Știind că această lumină a fost dintotdeauna cu tine. Dar acum o simți mai mult ca niciodată. Acum vom face un mic exercițiu de respirație, în care voi număra până la 4 pentru fiecare inspirație și expirație în parte, urmată de o pauză în care voi număra iar până la 4. Inspirăm și numărăm până la 4, ținând respirația și numărăm până la 4, expirând numărăm până la 4 și ținând iar respirația până la 4. De fiecare dată vei inspira pe nas și vei expira pe gură. Așadar, este foarte simplu. Haideți să începem. Dă-ți voie să inspiri pe nas și să expiri pe gură. Foarte bine. Inspiră. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Expiră. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Expira. 1, 2, 3, 4. Ține. 1, 2, 3, 4. Foarte bine. Foarte, foarte bine. E perfect așa. Acum inspiră. Și expiră adânc. Foarte bine, foarte, foarte bine. Voi număra de la 10 la 1. Iar când ajungem la numărul 1, te vei trezi pășind în grădina sacră a lumii de jos. Cât
către un timp și spațiu care să facă posibil această experiență pentru tine. Așa că, acum, îți poți imagina cum te scufunzi în lumea de jos. Adânc în inima pământului. 10, 9, lăsând fiecare număr în parte să te ajute să te adâncești și să te scufunzi și mai mult. Trecând prin solul umed, prin pietriș, adâncit, cu fiecare strat în parte, cu fiecare număr și fiecare respirație. Foarte, foarte bine. 8, 7, adâncit într-o altă dimensiune de timp și spațiu. 9, un râu interior care să te ajute să treci și mai ușor prin toate straturile pământului. Foarte bine, foarte, foarte bine. Scufundat într-un timp și spațiu care să-ți permită să ajungi în grădina sacră a lumii de jos. 7, 6, foarte bine, foarte, foarte bine, tot mai adâncit, cu fiecare respirație în parte, simțind cum apa te ajută să te detașezi și mai mult și să te cureți de tot ce nu ți este de folos în acest moment. Foarte bine. Eliberându-te de toate gândurile și emoțiile din mintea ta. Cinci, patru, trei, simțind purificarea ta și pregătirea ta pentru această călătorie. Foarte bine, foarte, foarte bine. Pregătiți să descoperi lucruri importante pentru viața ta din prezent. Știind că ești pregătit să pășești cu doi pași și cu unul, acum ești acolo. Observă grădina ta, plantele, copacii și florile de aici. Dă-ți voie să te bucuri de acest refugiu
creat doar pentru tine. Observă munții, copacii și mărăția cerului. Simțind energia plantelor și mirosul vindecător al florilor din jur. Fascina de culorile vii și strălucitoare și de culorile adevărate din interiorul tău. Concentrându-te pe energiile vindecătoare din jurul tău. Verdele aprins al ierbii sau al frunzelor din copaci. Flori galbene sau fructe galbene. Acesta este locul ideal pentru a te odihni și pentru a-ți împământa toate energiile. Absorbite culorile vindecătoare din exterior și de lumina din interior, ce continuă să te lumineze și să te relaxeze. Și poți auzi aceste cuvinte pentru că știi că cele mai adânci părți din mintea ta se pot deschide și îți poți reaminti tot ce ai nevoie. Acum poți chema pe gardianul pragului, care este și paznicul lumii de jos, mărturisindu-i motivele pentru care ești aici, lăsându-te să accesezi spații importante pentru recuperarea și reîntregirea sufletului tău. Rugându-l să te ghideze către locul care să-ți permită să descoperi trauma originară care a făcut ca o parte din sufletul tău să fie înstrăinat. Mulțumește-i gardianului pentru acceptul de a te ajuta. Și spune-i să te îndrume către o parte a locului care duce către o intrare în peșteră. Locul în care se află răspunsul la trauma originară și care deține secretul vindecării tale. Acesta fiind locul în care poți vedea mai multe detalii în legătură cu motivul sau motivele pentru care o parte din sufletul tău a decis să te părăsească. Aflând sursa traumei, această scenă poate să fie din trecut sau din vieți anterioare. Mulțumește-i gardianului și roagă-l să te îndrume către acest spațiu care conține răspunsul la multe din întrebările tale. Pășind cu încredere în acest loc până ajungi în mijlocul scenei. În tot acest timp vreau să-ți reamintesc că voi fi cu tine și voi fi alături de tine. Și te voi ghida la fiecare pas. Un, doi, trei. Acum ești acolo.
Este posibil să simți furnicături pe măsură ce primești anumite imagini. Sau să te vezi trăind anumite experiențe care pot fi dureroase. Este important să-ți reamintești că acum vezi totul ca un spectator. Acum ești cu mine. Tot ce vezi aici nu mai are nicio influență negativă asupra ta. Dimpotrivă, te ajută să descoperi motivul multor friști în prezent. Problemele sau blocajele din prezent pot fi cauza unor evenimente petrecute în trecut sau în vieți anterioare. Așa că, pe măsură ce primești mai multe detalii în legătură cu tot ce se întâmplă acolo, încep să te conectezi puțin câte puțin cu anumite emoții care au fost de mult uitate. Pășind către un timp și spațiu, când ai simțit pentru prima dată suferință și durere. Dă-ți voie să te apropii și mai mult. Văzând totul îndeajuns de aproape, pentru a conștientiza tot ce s-a întâmplat. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Cu fiecare pas, ajungând și mai aproape. Continuând să fii un observator. Și continuând să vezi totul în mod detașat. Foarte bine. Acum dă-ți voie să lași toate aceste evenimente să se deruleze în fața ta, obținând o imagine de ansamblu față de tot ce s-a întâmplat acolo. Derulând evenimentele în așa fel încât să te ajute să înțelegi ce s-a întâmplat cu adevărat în acele momente. Foarte bine, lasă totul să curgă de la sine. Este posibil să simți că tot ce se întâmplă acolo nu are legătură cu tine. Sau să te întreb dacă tot ce vezi este imaginația ta. Pentru că știi că mintea ta poate crea orice. Dar aceste lucruri pe care le-ai văzut sau pe care încă le mai vezi sunt cu un motiv. Acum nu este momentul să analizăm. Lăsăm prima impresie să vină în mod natural către noi. Care este perioada de timp în care trăiești? Dacă ar fi un an, în ce an ar fi? În ce an se întâmplă aceste evenimente? Observă mediul înconjurător. Stilul clădirilor. Și tot ce este în jurul tău.
se întâmplă mai departe. Dă-ți voie să te rulezi înainte. Către o perioadă care te-a marcat cel mai mult. Văzând și simțind totul cu detașare. Foarte bine. Observă totul în mod detașat. Lăsând tot ce vezi să te ajute să conștientizezi multe lucruri de care te confrunți în viața prezentă. Acum avem posibilitatea de a privi tot ce se întâmplă cu înțelegere și înțelepciune, cu o dorință și mai mare în a te vindeca de toate aceste răni pentru a merge mai departe în viață. Dacă simți nevoia să plângi, poți să o faci. În continuare sunt alături de tine. Lasă toate aceste emoții să iasă la suprafață pentru a fi vindecate. Aceste emoții trebuie conștientizate pentru a fi vindecate. Ele nu mai au nicio putere asupra ta. Eliberează-te de această întâmplare tristă, dându-ți voie să mergi mai departe, fără a mai fi influențat prin gânduri, emoții sau acțiuni. Dacă este o persoană care ți-a cauzat suferință, poți să-i vorbești acum, spunându-i tot ce nu ai putut să spui atunci. Foarte bine. Recapătă-ți toate puterile și spune-i cu voce tare toate gândurile tale. De parcă ar fi în fața ta în acest moment. Spune-i cât de mult ai suferit și cât de multă durere a adus această situație în viața sau viețile tale. Spune-i cât de speriat te-a făcut să te simți și cât de mult ai suferit în interior. Pierzându-ți poate încrederea în tine și în oamenii din jur. Spune-i cu ochii în lacrimi că ți-a ajuns această durere. Și lasă-l să vadă această suferință, exact așa cum ai simțit-o tu. Acum este timpul să mergi mai departe. Foarte bine.
acum dă-ți voie să mergi mai departe, eliberându-te de toată această apăsare sufletească. Derulăm mai departe, până când poți vedea imagini cu sinele rănit. Întreabă-ți sinele rănit, ce poți face pentru el? Și cum l-ai putea ajuta? Răspunsul poate veni printr-un cuvânt, o imagine sau emoție. Apoi întreabă-ți sinele rănit, cum ai putea să-i oferi siguranță și la ce anume trebuie să renunți. Așteaptă câteva momente și lasă răspunsul să vină la tine. Poate fi renunțare la o anumită dependență, cum ar fi țigări, alcool, mâncat în exces sau chiar droguri. Sau oricare altă dependență care este nesănătoasă pentru tine. Poate fi renunțarea la o relație toxică sau la un loc de muncă care te obosește și te împiedică să evoluezi. Spune-i că-i oferi timp și spațiu pentru a se vindeca și că ești dispus să faci toate schimbările necesare pentru a vindeca această parte din tine. Acum, pregătește-te să pleci din acest spațiu. Parcurgând același drum pe care ai venit, mergând iar la gardianul locului și cerându-i să te conducă către spațiul contractelor, unde vei descoperi promisiunile de suflet pe care le-ai făcut înainte de a fi născut. Spațiul contractelor arată ca o bibliotecă enormă, în care sunt înregistrate legăminte făcute în perioada în care am fost răniți, fiind puși în imposibilitatea de a depăși anumite situații dureroase. Aceste contracte sunt promisiuni pe care le-am făcut nouă înșine, în momente de durere, tăcere sau singurătate. Indiferent față de cine au fost făcute, aceste jurăminte ne obligă să repetăm anumite situații traumatizante care limitează evoluția noastră, împiedicând astfel bucuria de a trăi. La fel ca înainte, cere-i gardianului să te îndrume către locul care te ține informații importante legate de contractele sufletului tău. Și dă-ți voie să pășești în această bibliotecă, cerând să ți-ți arate momentul în care ai ales să faci anumite jurăminte care continuă să te influențeze negativ, găsind poate în acest spațiu unul sau mai multe contracte care te condamnă să ai o viață plină de suferință, sărăcie sau singurătate.
În aceste momente este posibil să te vezi într-o anumită perioadă a timpului, în trecut sau în vieți anterioare, într-un moment de rătăcire și suferință, scriind sau jurând anumite lucruri despre tine și oamenii din jur, creând astfel legături karmice nesănătoase, care continuă să aibă influența asupra ta în viața prezentă. Acum citește și mai din aproape aceste contracte, conectându-te și mai mult cu intenția din spatele cuvintelor, citind sau având un simț intuitiv despre toate lucrurile pe care le-ai jurat atunci. Realizând că aceste contracte ți-au adus mai multă durere și suferință în viața ta. Acum a sosit momentul să te eliberezi de toate legăturile nesănătoase, din trecut sau din vieți anterioare. Având sentimente puternice de înțelegere, iertare, înțelepciune și detașare. Rupând toate aceste contracte cu putere și determinare. Lăsându-te eliberat de tot ce te leagă negativ de trecut sau din vieți anterioare și tot ce te împiedică să evoluezi. Rupând toate legăturile nesănătoase făcute asupra ta, blesteme, vrăji sau ritualuri făcute ție sau familiei tale timp de câteva sute de generații. Orice rău pe care l-ai făcut altora, cu voie sau fără voie, recuperând energia pe care ai dăruit-o sau pe care alții au luat-o de la tine, cu sau fără voia ta, din trecut și din toate viețile anterioare. Eliberându-te de toate energiile care nu sunt ale tale, de la orice persoană. Toate legăturile karmice care ți-au cauzat dezechilibre și suferințe. Simțind sau imaginând cum începi să te cureți de toate aceste straturi de energie care te-au împiedicat să te conectezi cu adevărata ta esență divină. E perfect așa. Foarte bine. Acum roagă-ți gardianul să te conducă către spațiul grației, locul în care te așteaptă, partea de suflet vindecată, care este gata să se întoarcă acasă, simțind recunoștință pentru toată această vindecare
care te ajută să-ți poți recupera forța primordială de energie. Ce începe să se ridice prin picioare, simțind unitatea sufletului tău. Prin această lumină aurie, care continuă să se ridice în corpul tău. Foarte bine, conectându-se cu chakra rătăcină, chakra sacrală și chakra plexului solar. Inspirând și expirând lumina divină și simțind cum te înalți și mai mult. Lăsând această energie primordială să se conecteze cu chakra inimii, chakra gâtului, chakra celui de-al treilea ochi și chakra coroană. Inspirând și expirând lumina divină în chakra coroană. Activând acest vortex de energie universală, ridicându-te tot mai sus, călătorind înapoi, mulțumindu-i gardianului pentru tot ajutorul oferit. Simțind recunoștință pentru această călătorie care te-a ajutat să te redescoperi cu un sentiment magic de apartenență față de paradisul grădinei sfinte, ridicându-te și mai mult, părăsind lumea de jos, prin toate straturile pământului, ajungând la soarele cosmic, conectându-te cu sursa divină și cu tot ce există. Foarte bine, foarte, foarte bine. Inspiră și expiră această lumină, lăsându-o să strălucească peste tot în jurul tău, simțind cum această uniune a sufletului tău începe să se extindă prin mintea conștientă și inconștientă, subconștient, supraconștient și spiritul tău. Foarte bine. Inspiră și expiră lumină și dă-ți voie să primești darurile divine din toate viețile anterioare,
lăsând această informație divină să curgă liber prin corpul tău, restabilind amprenta divină pentru o sănătate perfectă. Simțind conectarea sufletului cu chakra inimii tale. Felul în care această reîntregire are puterea de a ilumina corpul fizic, corpul spiritual și corpul divin. Simțind sau imaginând pulsații de lumină și bucurie din centrul inimii tale și felul în care această uniune a sufletului tău te ajută să te conectezi și mai mult cu sursa divină, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional și spiritual, creând din tine cea mai distinsă și autentică versiune a spiritului tău. Vânturi puternice ale sudului, vă mulțumim pentru prezența voastră în această ceremonie. Aduceți cu voi în continuare energiile apei, energii de vindecare, iubire, frumusețe și compasiune. Mare șarpe, continuă să ne luminezi cu spiralele tale de lumină și învață-ne să ne lepădăm de trecut, la fel cum te lepezi tu de propria ta piele. Învață-ne calea renașterii și transformării pozitive. Vânturi puternice ale vestului, vă mulțumim pentru prezența voastră în această ceremonie. Aduceți cu voi în continuare energiile pământului, energii de susținere, protecție, introspecție, întemeiere și rugăciune. Mamă Jaguar, mulțumim pentru prezența ta în această ceremonie. Învață-ne în continuare calea păcii, a curajului și a puterii interioare. Împrumută-ne din puterea și intuiția ta, astfel încât să urmăm cea mai bună cale în viață. Vânturi puternice ale nordului, vă mulțumim pentru prezența voastră în această ceremonie. Aduceți cu voi în continuare energiile aerului, energii de înțelepciune, cunoaștere, compasiune și recunoștință. Colibri, bunici și bunice, străbunilor, vă mulțumim. Veniți să vă încălziți mâinile în continuare la focurile noastre. Vă respectăm pe voi, înaintașii noștri, și pe cei care veniți după noi,
copiii copiilor noștri. Vânturi puternici ale estului, vă mulțumim pentru prezența voastră în această ceremonie. Aduceți cu voi în continuare energii de foc, energii de transformare, iluminare, pasiune și creativitate. Mare vultur, Condor, îți mulțumim că vii la noi, din locul în care soarele răsare. Îți mulțumim că ne ții sub aripa ta și că ne arăți munți la care îndrăznim doar să visăm. Învață-ne să spurăm alături de Marele Spirit. Mamă Pământ, îți mulțumim pentru prezența ta în această ceremonie. Aduc cu tine în continuare energii de vindecare, iubire, har, iertare, frumusețe, armonie, ordine și simetrie. Magia Pământului, vindecarea Pământului, iubirea maternă. Învață-ne să ne iubim așa cum ne iubești tu și ajută-ne să ne creăm viața în conformitate cu legile divine. Tată Soare, Bunică Lună și Marile Națiuni Stelare, Marele Spirit, Cel care ești cunoscut sub o mie de nume, și Tu, Cel care ești nenumit. Vă mulțumim pentru prezența voastră în această ceremonie. Vă mulțumim că ne-ați adus împreună și că ne permite să cântăm cântecul vieții. Acum, dă-ți voie să revii în camera ta, trezindu-te ușor și plin de energie pozitivă. Lăsând energiile de vindecare din această sesiune să rămână cu tine, atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Și pentru atât cât este necesar pentru vindecarea fizică, mentală, emoțională și spirituală. Te îmbrățișez cu iubire și recunoștință. Cu drag, Mona Lee.